Proiectul, denumirea lui Măsuri Integrate pentru Categorii Defavorizate din zona de vest a orașului Hârșova, este un proiect pe axa POCU, un proiect social prin care noi încercăm să, așa cum și spune Măsuri pentru Categorii Defavorizate, încercăm să ajutăm anumite persoane aflate într-o, din punct de vedere social, într-o situație delicată. Este un proiect pe care l-am semnat în... Contractul a fost semnat în 2017, pe o perioadă de 3 ani de zile. Este proiectul pentru care am pus prima mea viză, chiar țin minte ziua respectivă, prima mea viză ca și primar. În cadrul acestui proiect avem parteneri și grădinița Tic-Pitic. Parteneriatul în proiectul admis din partea grădiniței constă în măsuri ameliorative pentru copiii din zona de vest a orașului Hârșova. Sesiuni educaționale pentru preșcolari, pachete de îmbrăcăminte, seturi educaționale de rechizite, hrană zilnic pentru copii pe toată perioada anului școlar și excursii. Grupul țintă implicat în proiect este de 25 de preșcolari, toți din zona de vest a orașului Hârșova. Avem școala gimnazială numărul 1. Proiectul admis, în primul rând, înseamnă o șansă, o șansă de integrare, ținând cont că deservim comunitate defavorizată din zona de vest a orașului. Cei mai mulți dintre elevii noștri fac parte din astfel de categorii, cei mai mulți integrați de altfel și în acest proiect. Vizăm în felul acesta egalitatea de șanse, încercăm să îi integrăm și să le asigurăm cumva succesul. Sunt 60 de copii din ciclul primar care fac parte din programul Școală după Școală, participă la activitățile acestui program. Mie îmi place în cadrul proiectului, pentru că desenăm și scriem temele și promoțiunea asta dumneavoastră. Așa, mulțumesc! Proxy? Mie îmi place în cadrul proiectului pentru că ne ajutați la tine și că facem diferite jocuri. Mulțumesc! Mie îmi place când ne jucăm când facem temele. În primul rând, copiii din programul Școală după Școală beneficiază de masă caldă zilnic. Felul 1, felul 2, o gustare e un lucru foarte important pentru acești copii. Este o motivație, poate, sau a fost la început o motivație pentru intrarea în proiect, după care, combinat cu activitățile educative, zicem că vor asigura cumva succesul. Pe lângă asta, beneficiază de pachete educaționale. Constau în materiale pe care elevii le utilizează în timpul activităților. Tichete sociale în valoare de 50 de lei pe lună. Tabere, excursii, tabere de vară. Taberele știm că sunt o ocazie pentru ei de a socializa, de a-și face prieteni, de a se simți bine. Două excursii de asemenea în timpul proiectului. Primesc sprijin specializat pentru rezolvarea micilor lor probleme, pentru a-și căpăta mai multă încredere în sine. De asemenea, părinții copiilor din activități participă la cursuri de parenting, dezvoltându-și în felul ăsta abilități de comunicare, dar și de a fi un bun părinte, în speranța că în felul acesta părinții vor putea susține în demersul educațional pe elevi și măcar la nivel de sprijin emoțional, dacă nu ajutor efectiv în efectuarea lecțiilor. Asociația Brahma, dar acest proiect are, să spunem, mai multe axe. Spre exemplu, acum suntem în evaluare pentru selectarea 20, selecție pe care nu o face primăria. Este o comisie alcătuită din întreprinzători locali, o selecție de dosare prin care încercăm să ajutăm 20 de cetățenii orașului Hârșova,
ce doresc să pornească o afacere cu granturi de 25.000 de euro fiecare afacere. Pe o altă axă, de exemplu, privind reabilitarea de locuințe, avem 100 de familii ce au intrat în analiza noastră. Din aceste 100 de familii, sau, mă rog, 100 de spații locative, 60 sunt doar la blocul P4 din Soveja, bloc ce va fi reabilitat. Este un bloc aflat într-o stare destul de avansată ca și degradare. Da? Acel bloc, în urma acestui proiect, va fi reabilitat. Și pe lângă aceste 60 de spații locative din blocul P4, mai avem 40 de case. Pe ansamblu, acest proiect se raportează la cetățenii din zona de vest a orașului Hârșova, dar 35% din comunitatea romă. Deci 65% pentru români, 35% pentru minorități. Valoarea proiectului în ansamblu este de 23 de milioane, aproximativ 23 de milioane 300 de mii de lei. Valoarea proiectului pentru primăria Hârșova, deci acești bani, sunt împărțiți pe cei patru parteneri: primăria Hârșova, grădiniță, școala și Bracma. Din acești bani, 4 milioane de lei primăria Hârșova, din care aproximativ 80.000 de lei este numai finanțarea noastră. Restul banilor vin de la Uniunea Europeană. Deci undeva aproximativ 3.920.000, să spunem. Da? 3.920.000 bani de la Uniunea Europeană, 80.000 de lei bani de la bugetul local. Iar per ansamblu, din valoarea de 23 de milioane proiectul, aproximativ 19 milioane sunt bani de la Uniunea Europeană, diferența reprezentând partea de cofinanțare. Dăm în funcțiune, cum îi spunem noi, centrul de zi pentru copii after school, cunoscut de noi, de hârșoveni, fosta cantină sau clădirea de la Cruce. Suntem la centru comunitar care este reamenajat prin proiectul ADMIS și este recompartimentat, termoizolație, totul, faianță, gresie, termopan, instalația termică, sanitară și electrică sunt renovate de la zero. Vom merge prin birouri, avem birourile pentru experți, aici va fi cabinetul medicului psiholog. Avem doi medici pe proiect și vor sta și vor analiza problemele sociale ale persoanelor din grupul țintă. În cadrul acestui proiect sunt oferite măsuri de sprijin și servicii integrate pentru un număr de 600 de persoane defavorizate din zona de vest a orașului Hârșova, zonă care este cel mai mult expusă riscului de sărăcie și excluziune socială. Cum s-a ajuns la această zonă de vest? O etapă preliminară în cadrul proiectului a fost cea unei analize sociologice, în urma căreia s-a constatat că zona de vest este cea defavorizată din punct de vedere social. Se vor face angajări în proporție de 95% din aceste 300 de persoane, urmând ca angajatorii să primească o subvenție de 900 de lei timp de un an de zile pentru fiecare persoană angajată.